Klaus Iohannis a fost din nou pe pârtie. Președintele României a petrecut un weekend la munte, unde a avut un dialog neașteptat cu unul dintre cei care au protestat în fața guvernului. În discuția pe care ar fi avut-o cu protestatarul, Iohannis ar fi spus acestuia că guvernanții și-au dat seama că nu pot face tot ce vor. Președintele României, Klaus Iohannis, a mers un weekend pe pârtia deschisă la Șureanu. Însă se pare că șeful statului a dat peste un bărbat care a protestat în luna februarie în fața guvernului. Discuția dintre cei doi a fost postată pe pagina de socializare a protestatarului, însă nu se știe dacă replicile sunt într-adevăr reale. Se pare că șeful statului ar fi spus bărbatului că guvernul și-a dat seama că nu poate face orice pentru că strada va acționa. Domnule Iohannis, felicitări pentru intervenția de la guvern. A fost bună, așa-i? Da, și ați avut cât ne-am strâns în Piața Victoriei apoi. Și-au dat seama guvernanții că nu pot face chiar ce vor, iar noi ne-am dat seama că suntem mulți, iar asta este foarte bine, este o zi frumoasă. Să știți că așa este, mai ales că este ziua mea. La mulți ani și o zi cât mai bună. Mulțumesc, zi bună. Cum era de așteptat, cei doi au făcut și o fotografie.